Ceea ce vreau să dezbat puțin acum este aspectul ăsta al avortului și faptul că încet, încet în Europa ultimile redute, ultimile apărări împotriva acestei avalanșe de argumente împotriva avortului cad. Ultimile redute, ultimile bariere cad. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Bineînțeles, nu sunt un expert în discuția despre avort, dar cred că la un moment dat toți credincioșii pot să facă niște argumente sau să aducă niște argumente, să construiască niște argumente de bun simț pentru dreptul la viață a nenăscutului. Ceea ce m-a frapat pe mine, nu știu dacă ați văzut clipul, l-am pus pe profilul meu, o să-l pun și pe pagină, o să-l pun și în comentariu. Dacă ați văzut momentul, absolut fabulos în cel mai negativ sens, momentul în care sunt filmate mii de femei care așteaptă rezultatul votului și momentul în care se primește rezultatul, și anume că este legalizat, liberalizat dreptul a lua viața nenăscutului, toate femeile izbucnesc în lacrimi, în bucurie, în extaz, în aplauze pentru chestiunea asta. Deci dacă scena aceea, dacă n-ați văzut-o, îmi cer scuze că nu pot acum să vă pun la dispoziție, dacă ați văzut scena aia și nu vi s-a umplut inima de înfiorare, de durere pentru femeile acelea și pentru copiii care vor suferi în urma acestei decizii și acestui vot, ceva e neregulă cu voi. Eu spun deschis lucrul ăsta, ceva e neregulă. Dacă vezi mii de femei care izbucnesc în extaz, da? Care îi rup într-un extaz, care din punctul meu de vedere este absolut diabolic pentru faptul că au dreptul acum să-și omoare copiii, dacă nu te doare lucrul ăsta, dacă nu-ți frânge inima lucrul ăsta, dacă nu-ți drobește, dacă nu-ți ridică o droaie de întrebări cu privire la ce se întâmplă în lumea noastră, ceva nu-i cum trebuie acolo. Acum trebuie să înțelegem un lucru. Populația era deja convinsă de faptul că femeile au dreptul să ia viața copiilor din pântecele lor. Pentru că nu se poate peste noapte să fi ajuns la convingerea asta și să fi votat lucrul ăsta. A fost o perioadă lungă de timp, o bătălie continuă împotriva sacralității vieții copilului. O bătălie în care unii s-au angajat, o bătălie în care unii au investit, probabil au investit milioane de euro, o bătălie pe care au câștigat-o. Să nu credeți că toți cei care au votat pentru avort sunt 100% convinși de votul lor. Nu! S-a jonglat cu anumite argumente, s-a jonglat cu anumite idei care nu au foarte multă rațiune în spate și oamenii au fost convinși parțial și au votat pro, au votat da. Ce vreau să spun și un lucru pe care noi trebuie să-l învățăm creștinii este că, după cum spunea Domnul Iisus Hristos, fiii întunericului de multe ori sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Ei știu să folosească tehnologia, știu să folosească internetul, știu să folosească mass media, știu să folosească Facebook-ul, YouTube-ul, știu să folosească toate mijloacele de informare a maselor. Ei investesc milioane, zeci de milioane de euro pentru a-și duce ideile mai departe. Pe ei nu interesează să aibă o biserică, pe ei nu interesează să aibă o comunitate, da? Pe ei interesează să aibă o mega comunitate, dacă ar putea să aibă o comunitate mondială care aderă la ideile lor. Da? Ăsta e centrul, ăsta e focusul lor. Ideile noastre să fie primite de tot mai mulți oameni. Ăsta e lucrul pe care aș vrea să-l învățați. Și anume că este important că atunci când ai niște valori, când ai niște standarde, să investești în ele, să le promovezi, să te luți pentru ele, să faci tot ce poți ca ideile alea să ajungă în spațiu public, să ajungă în dezbatere, să ajungă în discuție. Ceea ce oamenii ăștia au făcut. Ceea ce fac marile campanii de promovare a valorilor, în ghilimele, antivalorilor, de fapt, LGBT. Exact același lucru se întâmplă. Și în România, asta se întâmplă la ora actuală. Există niște oameni foarte determinați care promovează această ideologie LGBT, homosexuală, avortul și așa mai departe. Și oamenii ăștia sunt gata să plătească scump, sunt gata să-și dea ani din viață pentru ideile lor, pentru antivalorile lor. Permiteți-mi să vă spun lucrul ăsta. Decizia din Irlanda este feminismul dus la climax, la paroxism. Femeia nu doar are dreptul acum să-și ia propria viață dacă vrea, că nimeni nu poate opri, nu? Dacă ea vrea să-și ia viața, și-o ia. Nimeni nu poate opri.
Acum femeia are dreptul, este femeie, da? Femeia are dreptul să omoare. Femeia are dreptul să ia viața altcuiva. Deci, domnule, eu sunt de acord, da? Cel care este sau cea care este în pântecele ei, este acolo, da? Îi în ea. Dar nu este parte din ea, nu este ca un mădular, nu este ca o mână pe care o are ea, da? Ci este un corp separat, un trup separat, este un om separat de persoana care îl poartă. Și, de fapt, legalizarea avortului este un drept, dacă ai putea să-l numești, de dat femeii pentru a putea să ia viața altcuiva. Asta este. Este un drept care se dă ca să poți lua viața altcuiva. Da? Nu să-ți iei viața ta, ci să iei viața altcuiva. Asta este. Deci primesc un drept, în secolul 21 se dă un drept de a omorâ pe cineva, de a lua viața altcuiva. Este trist că istoria nu ne învață nimic. Nu ne învață nimic. Cineva spunea că istoria ne învață, că oamenii nu învață nimic din istorie. Și cam asta se vede acum. De-a lungul timpului s-au dat diverse explicații pentru omorârea sclavilor, pentru omorârea evreilor, pentru omorârea negrilor. Au existat la vremea respectivă niște argumente convingătoare că oamenii trebuie și pot să facă lucrul ăsta, domnule. Există niște argumente, există niște motive pentru care putem să facem lucrul ăsta. Și oamenii raționau și atunci și discutau și atunci lor li se părea foarte rațional ceea ce făceau. Deci, am avut explicații de-a lungul timpului că pot fi omorâți oameni din cauza culorii, pot fi omorâți oameni din cauza originii, pot fi omorâți oameni din cauza etniei, cum erau evreii, pot fi omorâți oameni din cauza culorii, cum erau negri. Acum avem explicații că pot fi omorâți oameni din cauza vârstei. Dar vedeți, există aceeași mentalitate. Există ideea de bază. Există o categorie de oameni care poate fi omorâtă. Și dacă accepți lucrul ăsta, că există un motiv pentru care o anumită categorie de oameni poate fi omorâtă, vei găsi explicații pentru orice. S-a spus, există o categorie de oameni care poate fi omorâtă din cauza culorii. Există o categorie de oameni care poate fi omorâtă din cauza etniei. Și acum există o categorie de oameni care poate fi omorâtă din cauza vârstei. Doar pentru că este micuț, pentru că este neputincios, pentru că este dependent de mama lui, pentru că este în pântecele mamei lui, poate fi omorât. Ăsta este argumentul, da, de bază. Și asta se întâmplă când avortezi. Primul lucru care se avortează aici nu este copilul. Primul lucru care este avortat este temelia iudeo-creștină care a existat în Europa. Asta e primul lucru care s-a avortat. S-a avortat cu ajutorul mass mediei, cu ajutorul ideologiei neomarxiste, cu ajutorul campaniilor foarte agresive LGBT, pro-avort și așa mai departe. S-a avortat în primul rând principiile iudeo-creștine care stau la baza națiunilor din Europa. După ce s-au avortat principiile acestea, și anume principiul sacralității vieții, viața este sacră pentru că este de la Dumnezeu. Când ai avortat asta, poți să găsești explicații pentru absolut orice. Pentru absolut orice. Să omori pe cineva pentru că are părul negru. Poți să găsești explicații pentru orice. În momentul în care ai avortat, în primul rând, din mintea ta, din sufletul tău, principiul creștin al sacralității vieții. Și asta s-a întâmplat acum. Într-o țară care sute de ani s-a declarat creștină. Ce mă uimește pe mine la propriu, mă frapează într-un sens negativ, este că unul din argumentele favorite ale ateilor este ăsta. Dom'le, ce Dumnezeu e ăsta din Vechiul Testament care a permis măcelărirea unor popoare, măcelărirea masa unor popoare împreună cu copiii, împreună cu mamele, cu oamenii nevinovați și așa mai departe. Da? Ce Dumnezeu e ăsta? Și acești oameni care se luptă împotriva lui Dumnezeu și împotriva creștinismului și împotriva valorilor și standardelor creștine, vin acum și ne spun că există un motiv și o explicație pentru care pot fi omorâți copiii în masă. Da? Deci oamenii care obiectează față de creștinism, ce Dumnezeu este ăsta care a permis uciderea unor popoare, vin acum și ne spun că ei au dreptul să ucidă în masă copiii. Orice copil care este în pântecele mamei. Da? Unii spun până la o anumită vârstă, sunt de acord, există diferite opinii. Dar ideea asta este, au voie să ucidă orice copil, unii zic până la o anumită vârstă. Alții spun că au voie să ucidă orice copil cât timp este în pântecele mamei lui. Deci ei obiectează pe de o parte împotriva ceea ce văd în Scriptură și pe de altă parte spun, da, dar noi avem dreptul să ucidem orice fel de copil. Care sunt nevinovați, da? Nu le-au făcut nimeni copiii ăia.
Ăsta este duhul Moloch, ăsta este duhul lui Irod. Și iată cât de luminată este generația postmodernistă. Cât de luminată este, da? Aici e dublu standard, ipocrizia. Obiectez că Dumnezeu n-ar fi avut dreptul să extermine niște popoare, dar tu ai dreptul. Și lucru care cu adevărat e trist aici este că oamenii ăștia se pun cu adevărat în locul lui Dumnezeu. Ei se pun în locul lui Dumnezeu când îl judecă pe Dumnezeu pentru ceea ce ne spune Scriptura că a poruncit Dumnezeu. Dar ei se pun după aceea în locul Dumnezeu și spun, a, Dumnezeu n-are voie să își ucidă ființele pe care El le-a creat. Da? Dar noi avem voie să ucidem pe ființele, să ucidem ființele cărora Dumnezeu le-a dat viață. Dar ei devin propriilor Dumnezei. Ei devin Dumnezei acestui univers. Ei devin Dumnezei și hotărăsc ce să facă cu viața unor persoane, unor oameni. Cu viața altor oameni. Da? Dumnezeu care dă viața, ființa, mișcarea, suflarea, n-are voie. Dar ei au voie. Da? Dublu standard, ipocrizia. Dumnezeu chiar are dreptul să ia viața cui vrea El. Însă oamenii aceștia nu sunt oameni care ei produc viața. Dumnezeu produce viața prin metode omenești, bineînțeles. Cum ar fi împreunarea dintr-un bărbat și o femeie. Bun. Iarăși ipocrizia se vede în altă privință. Sunt foarte interesant când în comunitatea asta LGBT, în comunitatea care susține avortul pro-choice, avem foarte multe persoane care militează agresiv pentru pentru dreptul animalelor. Militează pentru dreptul animalelor. Și eu sunt de acord că trebuie să existe o milă pe care e normal să o avem pentru animale, ca și parte din creația lui Dumnezeu, da? Dar de aici până a spune că ele nu trebuie consumate de oameni, e cu totul altceva. Dar sunt de acord, nu trebuie să existe manifestări crude, da? Animalice față de animale. Aceleași persoane care plâng atunci când e strivit un câine. Aceste persoane care sunt atât de afectate și sunt atât de sensibile când e tăiat o găină, da, aproape că-s gata să se ducă să închidă toate măcilăriile care există în lume și îs gata să mărșăluiască și să plătească și să scandeze și să strige și să ceară legi împotriva omorârii animalelor. Aceleași persoane iasă în stradă ca să militeze pentru omorârea copiilor. Iată consecvența. Da? Iată consecvența. Deci, persoanele astea care sunt pline de milă atunci când e tăiat o găină și suferă atât de profund, iertați-mi sarcasmul și ironia, sunt aceleași persoane care sunt de acord ca copiii să fie uciși într-o baie de sânge. Aceleași persoane. Aceleași persoane. Dacă asta nu este ipocrizie, atunci ce este? Spuneți-mi dumneavoastră ce este dacă asta nu este ipocrizie. Care e singurul criteriu pentru care o mamă poate să-și omoare copilul? Știți care e singurul criteriu? Că așa vrea ea. Că așa vrea ea. Dom'le, ea vrea să-și omoare copilul. Ea consideră că nu mai vrea să țină copilul ei. Bine, vrea să-și termine școala și crede că copilul o încurcă. Nu mai vrea să-l țină. Vrea să ducă la un loc de muncă, nu vrea să stea, să aibă grijă de copil sau să-l poarte în pândice. O incomodează. Dacă ea vrea, nu e nevoie de niciun alt argument suplimentar sau nevoie să dai un răspuns la vreo întrebare. Mama este Dumnezeu acum. Mama poate să susțină uciderea fără milă într-o baie de sânge a propriilor copii. De ce? Că așa vrea ea. Da? După cum Biblia spune că Dumnezeu stă în ceruri și face tot ce vrea, acum avem mama care poate să facă ce vrea cu copilul ei. Ce vrea ea? Cu copilul pe care ar trebui să-l nasc. Ea poate să facă ce vrea. El e Dumnezeu. Despre asta vorbim, oameni buni. Despre oameni care se pun în locul lui Dumnezeu și cred că pot să facă ceea ce numai Dumnezeu are dreptul să facă. Mama care, într-un fel, ar trebui să privească pântecele ei ca un loc sacru. Ca un loc în care copilul este cel mai în siguranță, ca un loc în care copilul este protejat, este crescut, se dezvoltă, da? Mama care ar trebui să fie ființa aceea care își ține copilul pentru 9 luni într-un loc în siguranță totală, da? Copilul se simte în siguranță totală, ea devine preoteasa lui Moloch, care intră în acest templu pe care Dumnezeu i l-a dat, corpul acesta, trupul acesta, și ea e de acord, își dă acordul ca să vină un preot și să măcilărească într-o baie de sânge copilul. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Închinare la zeul Moloch, urmașii ale lui Irod, care a măcelărit copiii. Asta este.
Asta este. Nu știu dacă, dacă veți fi curioși și v-aș invita să vedeți scena aia în care toți scandează și sunt extazi și aplaudă și plâng de bucurie că s-a legalizat avortul. Să vedeți că în spate sunt steagurile LGBT. Da? Unii zic, ce legătură este între avort și homosexualitate? Este, domnule. Pentru că doi bărbați nu pot să facă un copil. Și oamenii aceștia care urăsc viața, care urăsc viața și care au disociat sexualitate de procreere, sexualitatea de producerea da, sau de procreerea copiilor, cum ar putea oamenii aceștia care nu pot să procreeze copii să susțină procreerea copiilor? Nu, ei vor susține furtul copiilor, luarea copiilor de la alții. Ei nu vor susține procreerea pentru că ei nu pot să procreeze. De aceea în spatele campaniei pro-avort sunt steagurile LGBT. Este această campanie agresivă, diabolică, satanică, care urăște viața, care îl urăște pe Dumnezeu și care urăște ceea ce a lăsat Dumnezeu în mod natural pentru creația Lui. Campania pro-avort, campania homosexuală este o campanie anti-Dumnezeu, este o campanie pentru cultura morții, care promovează, care susține, care plătește cultura morții. Asta este. O cultura morții. Dumnezeu este Dumnezeu vieții, ei sunt o cultura morții. Da, se vorbește foarte mult despre terorism, despre holocaust, despre masacre și toți oamenii par să fie înfiorați. Nu, oamenii nu sunt înfiorați. Dacă asta nu este dovada depravării totale a omului, atunci nu știu care este. Oamenii nu sunt înfiorați. Ăsta e nou terorism, dar împotriva copiilor. Ăsta este nou holocaust, dar împotriva copiilor. Astea sunt noile masacre, susținute, legalizate de către stat. Legalizate, susținute prin lege. Asta este noua închinare, sau de fapt vechea închinare, la idolul liberei voințe. Fac ce vreau eu, e viața mea, am liberă voință, decid și fac ce vreau eu. Eu sunt propriul meu Dumnezeu. Asta este vechea religie a lui Moloch, aceasta este continuarea masacrului lui Irod, același duh, aceeași ideologie și de fapt masacrul lui Irod a fost nesemnificativ pe lângă ce fac oamenii aceștia astăzi. Dacă asta nu este dovada faptului că Dumnezeu a abandonat națiunile astea în voia minților blestemate, să facă lucruri, citiți Romani capitolul 1 la final și să vedeți dacă asta nu este o descriere clară, perfectă și dacă asta nu-mi convințează că Biblia e adevărată, atunci nu știu ce altceva. Ia auziți, astfel au ajuns de plin de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, asta este, viclenie în argumentele care sunt aduse pro-avort, de răutate pentru că își ucid proprii pungi, plin de invidie, de ucidere, asta fac, de ceartă, de înșelăciune, totul e mega înșelare aici, porniri răutăcioase, șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, urăsc pe Dumnezeu vieții și promovează cultura morții, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, să-ți omori propriul prunc, asta este. Ești lipsit de dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Într-o baie de sânge și omoară copiii, fără milă. Știu că hotărârea lui Dumnezeu este ca cei ce fac aceste lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac și dau legi pentru asta. Asta este. Avem o cultură, de unde pornește? Hai, voi încheia cu lucrul ăsta. De unde a pornit această cultură a morții? Cum s-a ajunge aici? Și adevărul este că și noi în România avem o cultură îmbibată, îndoctrinată, înrobită de toate formele perverse ale poftelor sexuale. Și omul nu este mulțumit, ascultați-mă, omul nu este mulțumit să-și împlinească toate perversiunile sale sexuale pe care le are în minte, ci omul vrea ca altcineva să plătească pentru asta. Da? Vezi, s-a inventat, s-a dezvoltat planificarea familială. S-au dezvoltat tot felul de metode de prevenire a sarcinilor, ca să nu rămână femeile însărcinate. Dar nu-ți mulțumiți, domnule. Nu-ți mulțumiți de planificarea familială. A, au început foarte frumos. Planificare familială, nu? Pare o expresie care sună foarte interesant. Super, planificare familială. Metode de prevenire a sarcinilor. Unii au zis, bă, o fi rău, nu o fi rău, o facem. Dar nu-ți mulțumiți. Ei nu-ți mulțumiți. Ei vor sexualitate și crimă. Sex și crimă. Asta vor.
Ei nu vor planificare familială, nu asta au vrut, niciodată n-au vrut asta. Nu vor planificare familială, nu vor prevenirea sarcinilor, vor terminarea sarcinilor, vor omorârea copiilor. Într-o eră ultra tehnologizată, în care există atâta înțelepciune, acești oameni super înțelepți, într-o epocă postmodernistă în care ei nu mai cred în miturile astea. Ei nu mai cred în miturile astea, domnule. Deși au toate metodele să nu rămână femeile însărcinate, totuși rămân însărcinate și omoară copiii pe care i-au în pântece, da? Asta este, trăim într-o generație super irresponsabilă care nu vrea să-și asume consecințele vieții sexuale și consecințele faptelor lor. Nu vor să-și asume și nu vor să fie responsabili. Nu vor să fie responsabili, ei vor să facă ce vor ei. Cineva a pus o întrebare foarte interesantă pe unul din prietenii mei pe Facebook. Cum rămâne feministele astea care sunt pro-homosexualitate, pro-lesbianism, pro-avort? Cum rămâne cu fetițele din pântece? Pasă cine le apără? Cum rămâne cu libertatea lor? Cum rămâne cu drepturile lor? Cu fetițele din pântece, cum rămâne? Acum nici nu mai știi dacă sunt fetițe. Nu mai ai voie să spui că sunt fetițe. Te bagă în unele locuri, te-ar băga în pușcărie pentru treaba asta, că ai spus că un copil e fetiță. Da? Unde sunt feministele care să apere feministelor? Unde sunteți? Feministelor, unde sunteți să apărați pe cele care vor fi femei dacă ar fi lăsate să trăiască? Unde sunteți voi? Unde vă sunt steagurile? Unde vă sunt banii pentru a susține lucrul ăsta? Unde vă sunt argumentele? Unde vă este mila pentru aceste fete opresate și omorâte? Dar chiar voi, dacă le aveți în pântice, aveți voie să le omorâți. Asta e. Dacă ești neputincios ca un copil în pântece, înseamnă că ai dreptul să-l omori. E neputincios, ai dreptul să-l omori. Da? Dacă nu poate să spună nimic, înseamnă că are voie să fie omorât. Dacă stă în chirie la tine aici în burtă, înseamnă că ai voie să-l omori. Dacă depinde de mama lui, înseamnă că are voie să-l omoare. Da? Dacă am aplica toată logica asta la tine, dacă stai în chirie la mine, te omor. Dacă ești în somn și nu poți spune nimic, te omor. Dacă ești bolnav și nu poți vorbi și nu te poți exprima, te omor. Dacă ești neputincios, te pot omorâ. Dacă depinzi de ceilalți, te pot omorâ. Astea sunt argumente? Astea sunt argumente? Și apropo de această super vrăjeală și abureală, cum că, domnule, ce să facem cu cazurile în care femeile au fost violate? Da, domnule, în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, cei care violau trebuiau omorâți. Atât de serios era Dumnezeu, da? Dacă vreți, în ghilimele, marele feminist este Dumnezeu, marele apărător al femeilor este Dumnezeu. Dacă căutați pe cineva care să le apere, îl găsiți în Biblie. Orice violator era omorât. Orice violator era omorât. Asta spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Dar dacă spuneți că sunteți mare apărătoare sau mare apărători ai vieții și mare apărători ai drepturilor omului și mare apărători ai egalității, uite, aveți acum ocazia. Aveți acum ocazia. În ce privește persoanele care au fost violate, procentajul celor care, femeilor care rămân însărcinate în urma unor violuri este foarte mic. Procentajul celor acestor femei foarte mic. Cele mai multe avorturi nu se fac în cazurile astea. Deci se folosește un argument absolut irațional. Faptul că sunt câteva femei în lume care sunt violate și rămân însărcinate înseamnă că orice femeie care nu este violată are dreptul să-și omoare copilul. N-are nicio logică argumentul. N-are nicio logică argumentul. Absolut nicio logică. Dragi prieteni, acestea au fost câteva gânduri pe care le am despre această veste foarte tristă cu privire la ce s-a întâmplat acum zilele acestea în Irlanda. Dacă nu suntem pregătiți, dacă nu credem în valorile noastre, în standardele noastre, dacă nu le vocalizăm, dacă nu le expunem, dacă nu le prezentăm, dacă nu le argumentăm, dacă nu le prezentăm înaintea altora, la asta se va ajunge. Dacă luăm de apucat creștinismul, dacă luăm de apucat Evanghelia, dacă luăm de apucat Biblia, dacă luăm de apucat toate lucrurile și credem că ele o să meargă așa de la sine, ne înșelăm. Ne înșelăm. Sunt niște oameni rău intenționați în lumea aceasta, mulți care vor să-și promoveze valorile, care cred în agenda lor și care plătesc mult pentru a duce mai departe. Să fim și noi la fel.
Să ieșim în public, să ieșim la dezbateri, să ieșim la discuții cu privire la valorile pe care noi le avem, pentru că astea sunt valorile adevărate. Și există o sumedenie de explicații și de argumente valide, valabile pentru ceea ce credem. Da? Mai ales dacă suntem creștini. Vă invit să dați un share la clipul acesta și împreună cu mine să fiți parte la răspândirea adevărului și ne vedem la un nou live.